La congresul extraordinar al PMP din 19 februarie, noul președinte al partidului a fost ales europarlamentarul Eugen Tomac. Ca răspuns, Cristian Diaconescu, votat în funcția de președinte al PMP la congresul din 7 martie 2021, i-a demis din funcții pe semnatarii moțiunii prin care a pierdut funcția, printre aceștia numărându-se și Viorel Arion, liderul din județul Hunedoara al PMP. Arion dezminte informația potrivit cărei ar fi fost demisă din funcție și că organizația județeană din Hunedoara are conducere interimară până la organizarea unor noi runde de alegeri. Vreau să fac precizarea că sunt în continuare președinte al organizației PMP a județului Hunedoara. Președintele PMP nu poate demite cu de la sine putere vreun membru al Colegiului Național sau vreun președinte de filială. Sancțiunile, conform articolului 39 din statut, se iau pentru membrii Colegiului Național prin hotărârea Colegiului Național. Am participat la toate ședințele Colegiului Național al PMP din acest an. Nu există nicio astfel de hotărâre pentru niciun membru al Colegiului Național și pentru niciun președinte de filială, a declarat Viorel Arion pentru Hunedoara Liberă.ro.